Da? Da. Arată? Perfect. Da. Așa. Haideți să vedeți eliberarea de trenturi. Da? Așa. Bună ziua, dragi prieteni. Astăzi sunt stupină cu Paul, Sorina și cu Radu. Și vedem aici eliberarea de trenturi. De ce i-am eliberat? De jos am Hanneman și eu nu pot ieși pe Urbiniș. Hai mă puțin să vedem. Da? Așa, așa. Da? Este gratie Hanneman și ei nu iasă pe Urbiniș. Și atunci când eu îi eliberez, la zbor iasă din două motive. Se curăță abdomenul și cei care sunt buni reproducători. Da? Îți doresc nuntă. Să găsească regim. Simularea se face o familie de șasele și de creștere, nu pe familie de producție mire. Simularea pe familie de producție mire se face în august pentru dezvoltarea corpului gras, simularea și dezvoltarea corpului gras la familiile de înap și primăvara pentru a dezvolta albina de culeș. Aici o ramă cu mire, ce aici este căpăcită și acolo ce necăpăcită. Da? Este o ramă bună de cuib. Rămâne tot timpul cel puțin o ramă de miere sană pentru eventuale situațiile de avarie când în natură nu mai este cules, ca ele să nu sufere. Eu de fiecare dată stai de să le fie balda, se polizează foarte bine. Acum nu știu unde vom găsi regina, asta a fost marcată, dar s-a pierdut atipind emblema cu număr. Atunci, să fie mai greu să uităm. Bună, bună, da? A doua ramă de miere, să provizie pentru ele. Da? Rama de ouă. A fost băgată la felit și ouată. Sunt larve și ouă pe ea. Da? Observ. Sorina, se vede? Da. În celulă se văd și ouăle și larvele, da? De exemplu, asta sunt îi proaspăt o oată și nu am larve bune de transbagat. Asta peste două zile va fi bune de transbagat. Uite, aici, pe zona aceasta, sunt deja bătrâne. Da? Iar aici sunt ouă. Deci rama asta o voi putea folosi, nu că sunt blânde, numai dacă o scrivești. Dar nu da. Da. Deci asta deja bătrâne pentru transbagare. Cu greu sau două. Deci dacă este să folosesc, fie folosesc aici, pentru a recolta larve. Dacă pierd undeva aici, se vede aproape ca și codric. Aia e de vai de frână. Dar trebuie să-i vedea forma banană. La dacă o iau cu față. Trebuie să-i vedea forma bananei. Nu a codricului. Am atunci regină din ea. Cu o regină nici regină, nici albină foarte bună, va fi o familie care va suferi. Aici este o matcă de praf, cu multe calități genetice. Și cu descendență bine cunoscută. Vedeți cum e compact, da? Ne uităm și de ea, o vedem mai greu, deci, că n-are... Asta e miere. Da? Și acum, uitați, deja a apărut albina ei. Da, observați albina ei. Ea are o altă marcă, altă amprentă, trântoare de ea, din ea. Acele două dungi, da? Da? Carpatina, aceasta este carpatina, da? Așa. Da? Și cealaltă este cealaltă rasă. De ce apar una și alta? Ea a fost formată, ca nucleu, ca și roi, pe carpatina. Și asta? Da, asta vezi, e... Da, e mai vigoroasă, mai da, da. Mare, mai... Da, și vezi trântorele de carpatinei negru, pe când din ea e cu acele două dungi. Și o să vedem și regina ce frumoasă este, cu răbdare să dăm de ea. Deci începe deja să-și facă puietul ei, albina ei, și e foarte blândă. Să observă.
Da? Se observă. În contrar cu altă rasă care Carpatina nu e excesiv de agresivă, dar am și rasă mai agresivă. De obicei acum mai accidental mi apare acea prezență de agresivitate, nu în cele de prafilă. Așa. Deci cel bine frumos. Da. Deci albină frumoasă, roșie, da? Și blândă. Asta? Toate, da, da, da. Asta, asta e amplă. Motorul și sper să dau de macră să putem vedea. Pe urmă trecem doar să vizualizăm creșa, vocile și lucrurile. Ce nu vreau să fie. N-am trecut de mult prin familia asta să văd cum se prezintă, că nu umblu fiecare zi în ele. Așa, doar când mă pun rame la oat și le recoltez pentru... Da. Deja începe să apară albina ei, de asta mă bucur, dar nu o văd încă pe Regina. Ca să nu epuizezi regina de prasină, se ține pe o familie fără să o forțezi, fără să o stimulezi. Pe o familie cât poate duce ea lânge. În mod normal, calitatea larvelor e undeva la 6 rame de albine. Ia să vedem aici, regina e liniștită, nu e? Reginuța. Domn doctor, m-a fost ajuta, o vezi? Undeva? Asta? Nu, ăla e trântor, ăla e trântor. Ăla e trântor. În rest, deci mă uitam după ceva mai mare. E, nu graț. Regina are țigă. Mă rog, tu e mai lung, da? Așa, noi putem face burtă de la o vârstă încolo, dar ele nu. Ele nu. Nu au acest privilegiu. Da, nu și la... Deci, rasa asta e mult mai voinică regina, față decât Carpatina. O să vezi tu. Dar... Aici e puietul în stare larvară, da, de larvă. Uite-o aici. Asta e mare? Da, aceea. Uh-huh. Uită-te la inelele pe care, culoarea inelelor, da? Uită-te cu atenție, Paul. Da, domn doctor, uită-te cu atenție la ea. Uh-huh. Da? Asta este detaliul de rasă. Mărime. Nu am telefonul la mine să fac o poză. Da. Da, se vede că a avut pe torace alțipildul lipit, dar l-a pierdut. Și vârful la o aripioare este tuns. Intenționat? Da, intenționat la înseminare instrumentală se face treaba asta. Tehnicianul asta face. Da? Nu-i place lumina, de-aia e deranjată de prezența luminii. Da? Asta este. Am văzut regina aceasta, o punem cu grijă la loc.